Să strâng datoriile la Palat, mă, Artur, mă. Recuperator, DSP-ul, toți pe capul tău. Aaaa, mă, neamă, mă, să-l dăm, să nu. Cred că dacă cumpăr ciocane și le dau la toți cât un ciocan și câte 4-5 lei răcuie, într-o zi mă muși în casă. Nici vizibilitate. Eu acum văd că a rupt și folia vântului, vezi, uite, a rupt, a dezvelit. Asta din spate de aici, nu? Da. Da. Vine deci... să vină, că ăsta duce greu. Nu ți-e frică de toate controlele astea? Nu. Ce n-a mai fost? Da, tu crezi că ți-a făcut după în sat cineva reclamație nu, sau? Nu, careva care a fost în trecere cu mașina, care n-a avut de lucru. A vrut să mănânce borș. După poate da șuc, nu? Eu cum procedez? Cum se procedează lucrul, se distrează? Păi, vezi? Păi, ia uite. Păi, ai văzut? Și-l fac pe ăsta la 6. Bas scândurile pe el. Mai iau și scândul la copii, că nu poți să mai iei pe astea aici. Dar să faci curat, domnul Artur, că vine, dacă vine DSP-ul, ce faci? Da, cum? Și da, ce? Nu-i curățenie? Ce păi spune? Alea, pe acolo, ia uite. Ce? Nu știu, alea. Cuturile? Vine să-ți dea amendă. Să-mi dea, că le-am mai trebuit și plătite. Amenda, dar cine o plătește? Alte amenzi n-ai mai luat, nu? Alte probleme cu legea, nu, cu amenzile, nimic. Lasă-o, da, cu legea așa cum e făcută. De ce-i făcută legea? Pentru ce-i făcută legea? Să o respectăm. Pentru a fi încălcat. Nu, Artur. Păi dacă nu o călcăm, ei cum le mai schimbă? Nu vezi că le schimbă mereu. Alea nu le-ai mai plătit, nu? Cu poliția, cu astea, nu, totul e... Nu, vezi că eu am treabă cu casa, am timp de amenzi, de poliție, de prostirilor, eu, mai bine ar veni cu alea ăștia. Să te ajute. Ar bate și ei câte un cui, câte o cană, să-i văd și eu, că face și ei ceva, un gest de calitate. Nu numai că se plimbă de acolo până acolo și termină, se rezolvă. Nu, e să vină să-ți dea amendă. Vine să-mi dea amendă, că mai trebuie și plătită. Păi da, mai parcă au mai venit. Acum nu mai ai cu ce aprinde focul. Dar nu, n-au mai venit toată într-un control. Au venit, nu? Anul trecut da, sau nu știu. Acum, fost... când au venit, să ai o surpriză mare de tot. Că nu o să mă găsească acasă. Păi nu, dar uite ce e aici. A, nu da. Că, da, ai mai făcut curat, așa e. Poate vin ei și facem mai departe. Găsești și curățenie făcută, gata. Da. Uite, o să iau și astea, aici, mare așa că am făcut acum. Ce? Bine, că astea o să iau scândurile astea, ca să vin bătute, vin... Astea de aici, nu? Da, da, da. Dar parcă le strânsesei tu în spatele casei acolo sau nu? Nu mai știu. Da, păi zicea Ramona, zicea, ar fi bine scândurile astea toate și le pune și așa, cred că o să fac eu astăzi, până o să mai plec pe unde mai plecam, cred că o să le iau toate de aici și le fac o surpriză mare, nu ghicește. Și le strâng nu aici, nu acolo, le pun aici. Le pune acolo unde sunt căzile aia două. Și de ce? Ca să le iau aceea, să am de unde să le iau. Da. Le iau, să le iau, dar ce? Nu mai mă duc ele până în spate acolo, că acolo nici vizibilitate. Eu acum văd că a rupt și folia vântului, vezi? Uite, a rupt, a dezvelit. Asta din spate de aici, nu? Da. Da. Ca să ajung la alea, n-am cum că sunt scândurile astea aici. Trebuie să le iau de aici, pe astea și să le... Da, așa fac. Le aleg, le iau și le bag acolo. Dar asta cine ți le-a răscolit așa? Sau eu am luat din ele. A, când ai răscolit-o. Au fost pătrase pe ele, băgat pe aici. Da. Eu nu am răscolit așa, că ai. A trebuit să iau și de acolo, și de acolo, și de acolo, și de acolo. El asta să fii gândit, adică e mizeric, a văzut? Astea aruncate scândurile astea pe aici, în felul ăsta așa, știi? Dar asta nu este vorba cu cine vorbeam, eu zice, asta nu e mizerie să bage DSP-ul. DSP-ul să bagă numai pe gunoi, pe... Nu, no, nu, nu știu. Să vedem? Da, și nu mă deranjează, bă. Aer mai pot eu de ei acum, uite, nu. Glumesc, Martăr, nu, că... Uite, a venit și ăsta cu gunoiul. De gunoiul l-a mai putut să nu mai ținut. De ce? Zicea că o să-mi vină de la recuperatori. Ce să recupereze cu recuperatorii? Le-au tot gunoaie, că dacă de la gunoi vine... Gunoi ești, gunoi mănânci. Păi ce recuperatori? Au fost atunci sau... Nu, aia au fost pentru altele, pentru antene. Aia, avem și eu la o hârtie. De la... Pentru recuperatori, că recuperări creanțe. Că am băgat antena aia pe numele ei atunci la plătit-o. Acum nici pe mea n-a mai plătit-o. Aolo, să strâng... Ai văzut săptămâna asta și da. Să strâng datoriile la Palat, mă, Artur. N-are nimic. Recuperatori, DSP-ul, toți pe capul tău. Aoleu, mă, s-a fiind, dar nu o să am... Cred că dacă cumpăr ciocane și le dau la toți câte un ciocan și câte 4-5 lei răcuie, într-o zi mă muși în casă. La căzine mă mut în casă. Până seara ei vin și păi, haide băi băieți, haide să stăm cu... Nu, dar nu te sperii atâtea probleme. Este seara ta. Stai, mă, Artur. Am atâtea surprize, aceasta e seara ta. Andreea Marin trebuie să mai vină la tine. Ia mai lipsește să fie. Sigur, este singurul care n-a venit.
Nu, dar chiar trebuie să strângi un pic aici. Nu, nu dă DSP. Uite cățelul se plimbă, vine DSP-ul, bă. Vine DSP-ul. Hau, hau, hau. Când o vedeai DSP-ul, că ești jelmină de căței de aici. Și pisicile. Asta e că trebuie să vină și ăștia cu protecția animalelor la tine. Să vadă dacă ai grijă, nu? Da, bă, uite. Deci, uite cum doarme, ce bine doarme. Deci pe lângă DSP și uite, bănci, procurori, poliție. Parchet. Cred că să strânge lațul, Artur, anul ăsta nu mai scapi. Da, musala, musafiri. Când dracu să face că vine numai când sunt eu plecat? Nu știu, ai grijă că... Nu vine și ei, că sunt și eu acasă, ca să-i văd și eu cum arată. Păi, și tablele astea... Tablele aia n-are treabă. DSP-ul? N-are treabă DSP-ul. Și să le strângă ei, dacă nu le convine. Și uite acolo, deci eu aici aș chema DSP-ul, în spate, acolo, la saltelele alea. Acolo, da. Dar ce sunt alea verzi, Artur, sus acolo? Aia sunt de la canapea aia verde, care e jos. Poate vei că probabil că vrei să arunc folie. Să vină DSP-ul, păi uite ce e. Să vină, dar să vină, până nu s-o mai plictisi. Vine, să vină, să vină DSP-ul. Deci... Vine să vină, că ăsta duce greu. Nu ți-e frică de toate controlele astea? Ce n-a mai fost? Dar tu crezi că ți-a făcut după în sat cineva reclamație, nu, sau? Nu, careva, care a fost în trecere cu mașina, care n-a avut doar lucru. A vrut să mănânce borș. N-a mai avut borș și să mănânce și s-a gândit el că ar face o treabă bună, el dacă ar anunța DSP-ul. Ia uite, palmierul ăla a rămas când o vede DSP-ul. Respiră DSP-ul. Băi, frate, eu am dărâmat o casă întreagă fără frica nimănui, mă, în văzul la toată lumea. Nu astea. Astea care am făcut. Aia care a fost aici. Aia inițial, aia. Am dărâmat eu o casă fără frică, mă, n-am dărâmat. Trecea domnul vice, păi zice, că ce face acolo? Nu văd ce fac. Când vezi un om cu un târnacop în spinare pe casă, ce crezi că poate să facă? Face poze? Fac selfie? Nu. Mă apuc să dau de sus în jos. Că te adusem de jos în sus. Da, uite, dacă stai să observi, singurul stil care îi strâmbă aici, uite ăla de acolo, dragi jumate. A, gata, stai așa, că mai am o autoritate, să vină și ăștia din construcții, da, să vadă că strâmbe. Nu? Amendă și pentru astea. Îndreaptă, amendă, păi da, ce e dumneavoastră, ăla, știi cum se îndreaptă stâlpul ăla? Nu-ți dai seama. Care este? O groapă cu cazmaua în partea aia, alta, în fața lui, uite, ăsta. Așa, ăsta da, am văzut, da, am văzut. E, ăsta n-ai cum să mai îndrepte, bă, tu sus acolo, n-ai cum. Decât să apie o groapă în partea asta aici cu cazmaua și lege o sfoară de el și când ai făcut groapa, îi tragi încoace și bați în partea altă contra și gata, l-ai îndreptat. Nu merge. Da, da. Amendă și pentru asta. Amendă! Ia uite cum doarme câinii și pisicile. Nici ei nu sunt impresionați de controle. Băi, primiți amendă, nu mai dormiți. Nu mi-a face scura că vine DSP-ul, DSP-ul, DSP-ul. Uite mă, Artur, cum e, adică nu știu, mi se pare că are dreptate DSP-ul ăsta. Uite, table. Uite. Ție îți place așa? Da? Da? Ce mă deranjează? Ce le țin în cărcă? Stai că le trimit și eu ăsta acum. Chiar te rog, ouăleu! Dar trimite-i mai repede? Arată, măi, frate. Păi stai că o să-i vezi când vin acum, săptămâna. Vreau să vorbesc cu dânșii. Să le spun, stimate domnule DSP-ul, ia colea un ciocan și mai bate în torpedou. Ia uite aici, scândura. Asta este scândura. Scândura, dar e scândura. Asta e, ia tine că asta e măsura. Cu asta e măsura casa, hai la altă. A, uite. Hai să mergem spre casa, Artur, să ne luăm la are revedere. Casă. Nu suntem lângă spre... ea? Spre a, aia, spre că... palat. Spre palat. Spre. Cred că aici am să pun niște indicatoare de alea. Spre bucătărie. Spre dormitor. Spre verandă. Numai pe indicatoare să circule aici. Fac un fel de poligon, Ramon. Uite aici, unde vezi tu ăsta, aici o să vină geamul la mare, de la casă, de acolo. Aici, aici va veni perete. Aici e raiul, aici e iadul. Aici, ia uite, zici că a venit războiul de la p***. Mi l-a aruncat în elicopter. Mamă, și Ramona era șase când am fost acasă. Păi stai, mă, Artur, cum pleacă Ramona două zile, gata, faci la loc? Păi da, trebuie să iau de acolo. Nu, uite, trebuie. Eu dacă trebuie să iau, eu dacă iau acum, uite, eu vreau acum, să iau de pe deasupra, nu? Eu cum procedez? Cum se procedează lucrul, se distrează, păi. Ia uite! Vine DSP-ul care duce greu! Ia uite! Ia uite, vezi scândură, vezi scândură! Da, nu, e complicat. Acum dai eu seama. Uite că vin ăștia de la gunoi. Hai gunoi, hai gunoi! Să-ți mai ia din ele. Să mai ia din ce, de scânduri?
Se ducă la gunoi. Artur. Da, uite, aici chiar stau pe ceva moale. Uite, vezi? Ce și ce dracu? E, la dracu, asta rămâne aici, umplutură, borcanele astea toate. Scăpăm pe om pe ele. Aici vine umplutură, tot pe mutul ăla. Dacă îl găsesc pe băiatul ăla cu fora să vin, dacă pot să îl poate să vină să se rupă din timpul lui, să-mi bage cupa de vreo 2-3 ori și să mi-l aducă, numai să mi-l pun acolo, că dacă acolo le iau eu pe urmă și-l dau cupa. Sau dacă poate să-l bage aici, să-l bage aici. Că îl poate să vină cu volă. Gata, cu vola lui, cea mare. Așteptăm ancheta DSP-ului să vină, să pună ordine așteptăm la palat. DSP-ul, așteptăm poliția, așteptăm procuratura, poliția, procuratura, mama! Amenzi la palat, toate. Cât am multe, am nevoie. Am nevoie că, uite, nu mai am bani, nu mai fac termin casa, uite. Am nevoie, fraților, da, amen, da, tuturor. Artur, ne vedem data viitoare. Dar până atunci, și până atunci, dragii mei, vizionare plăcută și veniți să mai filmați cât mai mult, să mai pozați portea. La revedere! Din mijlocul teatrului de război, de aici, unde... Aici, de aici, pe frontul... Da-și, mă, da-și. Lasă-le pace pe Vasilic. De pe frontul, de la Ceptura. Aici e mare război. Nu se va termina prea curând. Pentru că se termină asta și nu se termină bine asta. Și vizionare plăcută. Ne vedem săptămâna viitoare. Vă salut din campania demolărilor.